Vi să deschideți Biblia cu mine la Matei, capitolul 5. Aici găsim predica de pe munte, în aceste trei capitole, Matei 5, 6 și 7. Și după cum bine am văzut în aceste săptămâni, în Matei, capitolul 5, Iisus explică legea. Și am văzut cum Iisus ia poruncile și explică poruncile. Și cineva spunea că ai înțeles predica de pe munte dacă înțeles că ești un păcătos. Cât de departe suntem de perfecțiunea lui Dumnezeu și de standardul lui Dumnezeu și că avem nevoie disperată de un salvator. Asta spune Matei capitolul 5. Că Dumnezeu e atât de sus și noi atât de jos încât nu o putem împlini. Dar de aceea a venit Hristos în lumea noastră și a trăit o viață perfectă ca să ne salveze. Și continuăm să privim la Matei, capitolul 5, un capitol care ne spune că păcatul pornește din inimă. Și am văzut duminicile trecute că din inimă pornește crima, din inimă, spune Iisus, pornește adulterul, din inimă pornește minciuna și astăzi vom vedea că din inimă pornește și răzbunarea. Titlul predicii mele în această dimineață este dreptate, răzbunare și transformare. Și dacă știi titlul predicii, știi și punctele predicii, că astea și punctele predicii. Dreptate, răzbunare și transformare. Și dacă ești cu noi prima dată și ai un scaun înaintea ta, dacă nu cumva stai pe primul rând, vezi acolo un cod QR și vei găsi pe aplicația bisericii și schița acestui mesaj, te poți uita pe ea în timp ce voi rosti acest mesaj, poate nu vezi așa de bine la proiector. Și aș vrea să citim acest pasaj biblic și apoi să încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să-l explicăm și să-l înțelegem cât mai bine. Uite ce spune Biblia, Matei capitolul 5, începând cu versetul 38. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, spune Iisus, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ce cuvinte provocatoare! Și aceste cuvinte, să știți, fac parte din versetele care au fost înțelese poate cel mai greșit din întreaga Scriptură. Mulți l-au înțeles greșit în multe feluri. Și primii care l-au înțeles greșit au fost necreștinii. Necreștinii au zis, păi, Dumnezeul vostru e rău. Cum e Dumnezeu? În mod special, zic ei, Dumnezeu, Vechiul Testament este un Dumnezeu rău, crud și nemilos, pentru că cum altfel am putea explica această lege? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Așa e Dumnezeu. Un Dumnezeu rău. Abia în Noul Testament, zic ei, Dumnezeu devine un Dumnezeu bun. Și doi Dumnezeu, spuneți voi, unui rău în Vechiul Testament care a spus asta, unui bun în Noul Testament care e cu iubire și care e cu iertare, însă ce n-am înțeles ei este că există nu doi Dumnezei, ci un singur Dumnezeu și n-am înțeles nici ce înseamnă ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar o să încercăm să înțelegem noi în această dimineață. Le-au înțeles greșit și creștinii, nu doar necreștinii. Unii au văzut în cuvintele lui Iisus, unii creștini, că Iisus ne îndeamnă la pasivitate totală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că orice ți se face, tu să n-ai nicio reacție. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și au fost unii creștini de-a lungul istoriei care au zis, Dumnezeu la asta ne cheamă, și au fost unele cazuri în care unii oameni au fost, poate, nu știu, atacați în stradă, ei și familia lor, și având o înțelegere greșită a ce spune aici Iisus, n-au avut niciun fel de reacție. Oare la asta ne cheamă Iisus?
Unii cred că Iisus ne învață să dăruim fără discernământ. Celui ce-ți cere, să-i dai. Orice-ți cere. Și-au plecat la restaurant să mă întreb, ați mai dorit ceva? Oare asta, la asta ne cere Iisus? Asta ne cheamă Iisus? Oare să fie Iisus împotriva oricărui fel de violențe și oricărui fel de intervenții, să fie Iisus împotriva implicării creștinilor în justiție, oare n-are voie un creștin să lucreze în armată, n-are voie să lucreze în poliție, n-are voie să lucreze în guvern, pentru că aceste structuri ale justiției și ale societății necesită oarecare fermitate, oarecare tărie? Oare dacă o să-i lăsăm pe oameni să facă ce vor, o să facă binele? Sau o să facă mai mult rău? Oare dacă n-am mai avea poliție, dacă n-am mai avea armată, dacă n-am mai fi câteodată o mână tare, oare ar fi pace? Unii așa au crezut. Mulți oameni de-a lungul istoriei au crezut că la asta se referă aici Iisus. Dar de fapt noi credem că pacea va veni doar când o va aduce Prințul Păcii. Și acesta este Iisus. Și știți de ce nu va putea să fie pace în lumea aceasta, câtă vreme va fi lumea aceasta? Pentru că oamenii au o inimă răzbunătoare. Și despre asta vorbește aici Iisus. Problema, spune Iisus, este cu inima ta și cu inima mea și inima noastră, inima omului este o inimă răzbunătoare. De aceea când oamenii ne rănesc, prima noastră reacție nu-i să iertăm, ci prima noastră reacție e să ne răzbunăm. Și răzbunarea iese din inima noastră multe feluri, prin felul în care prin care privim, prin cuvintele pe care le rostim. Răzbunarea iese din inima noastră multe feluri. Și acum știu că nu o să mă contraziceți aici, dar când privești în lumea aceasta, în jurul tău, vezi foarte, foarte multă răzbunare. Și primul loc în care vezi răzbunare este în filme. De fapt, toată industria filmelor de acțiune pe asta se bazează, pe conceptul de răzbunare. Îi unul la care îi se face ceva rău, cineva îi rănește familia, îi ucide familia și ăla unul cumva se ridică și cumva ce face? Se răzbună, dar fii atent că se răzbună crunt și se răzbună total. Despre asta, practic, e vorba în aproape fiecare film de acțiune. Și ce vrea să spună industria filmelor este că omul tare, erou, e omul care se răzbună. Dacă nu te răzbuni, ești slab. Dacă nu te răzbuni, ești un om laș. Ești tare. Vedem răzbunare pe șosele. Nu știu dacă vreodată ați tăiat calea cuiva cu mașina și l-ați lovit. În orgoliu l-ați lovit. Că mașina n-a avut nimic. Dar doar i-ai tăiat calea. Și a fost foarte deranjat. Și te-a urmărit 5 km, te-a claxonat, te-a amenințat. E în inima omului ceva. Un gând de a întoarce rău și ai cu rău. Vedem răzbunare în relații. În relațiile din familie, între vecini, între prieteni. Și deseori vedem la știri ce? Vedem la știri oameni care se răzbună și când afli pentru ce se răzbună, e șocat. Oameni care fac lucruri dramatice pentru o chestie minoră, pentru o vorbă, pentru o privire, pentru un cuvânt, pentru un pom, pentru ceva, lucruri dramatice, răzbunare în societate, răzbunare în tribunale. Trăim o vreme în care oamenii se dau sau sunt gata să se dea în judecată pentru orice. Și în mod special când privim la cultura asta occidentală, o cultură în care oamenii se amenință cu judecata pentru orice. Și oamenii sunt gata ca să insiste pe dreptul lor până când calcă în picioare dreptatea altuia. Și astăzi vorbim despre lucrurile acestea și Iisus ne va spune, nu te răzbună. Dar vedeți, discuția despre răzbunare nu e așa de simplă, pentru că ridică și conceptul de dreptate. Bun, nu mă răzbun, dar cum rămâne cu dreptatea? Oare ne cere Dumnezeu să renunțăm la dreptate? Bun, îi dreptatea cel mai important lucru? Îi dreptul meu cel mai important lucru? Îi dreptate importantă, dar este cel mai important lucru în lumea aceasta? Spus și dacă nu mi se face dreptate.
Dacă într-o lume imperfectă, dacă într-o lume limitată, dreptatea care mi se face e una imperfectă, e una limitată, cum pot trăi într-o astfel de lume? Și cum pot fi creștin? Nu e simplu să vorbim despre aceste lucruri. Și vreau să începem cu primul lucru pe care îl spune Iisus, o să luăm în cele ce urmează pasajul acesta și vom încerca să explicăm ce vrea să spună aici Iisus și apoi să-l aplicăm la viața noastră. Și primul punct este dreptatea, al doilea punct este răzbunarea și al treilea punct este transformarea pe care vrea Hristos să o facă în inima noastră. Și prima dată, deci, hai să luăm dreptatea. Și de data aceasta vedem că Iisus începe să explice legea, citând legea, și ascultați citatul din lege. Versetul 38. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute legi din lume și una dintre cele mai vechi legi din lume. Ea nu doar că se găsește în Biblie și Biblia e veche, ea se găsește și într-un cod civil numit codul lui Hammurabi, un rege babilonian. Ea se găsea și în legea grecilor, se găsea și în legea romanilor. Romanii o numeau legea răzbunării. Și într-adevăr, prima impresie când auzi asta, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, prima impresie este că această lege vrea să promoveze cruzimea, vrea să promoveze răzbunarea, însă în realitate vom vedea că scopul cu care a dat Dumnezeu această lege este tocmai invers. Ea nu promovează răzbunarea și cruzimea, ci ea limitează răzbunarea și limitează cruzimea. Pentru că aș vrea să vă spun că această lege, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, a fost dată de Dumnezeu ca să asigure Dumnezeu păstrarea dreptății în societate. Această lege, care pare ciudată în vremea noastră, care pare crudă în vremea noastră, de fapt ce spunea? E nevoie să fie dreptate în societate. Pedeapsa trebuie să se potrivească cu crima. Pedeapsa nu trebuie să fie mai mult, ea nu trebuie să fie mai puțin, ci pedeapsa trebuie să se potrivească cu ce s-a întâmplat, cu răul care s-a făcut. De aceea a dat Dumnezeu această lege și a inclus-o în legea civilă a evreilor și are în spate această lege o idee, nu știu dacă ați observat-o, că dacă omul îi lăsat singur, omul nu-și va face singur dreptate, ci când îi lăsat singur, omul se va răzbuna, adică va merge dincolo cu dreptatea lui. Omul nu va face dreptate. Și așa e de la început. Acum, voi știți Biblia. Vă amintiți voi despre un om pe nume Lamech, urmașul lui Cain, care spune Biblia că într-o zi el mărturisește soțiilor lui și spune, am omorât un om. Dar dacă cumva cineva mă răzbună, atenție, zice el, las o vorbă, să fiu răzbunat de 77 de ori. Asta era dreptatea lui Lamech. 77 de vieți pentru viața mea. Vă amintiți, zice Biblia, tot în cartea Geneza despre o tânără pe nume Dina, care la un moment dat a fost nedreptățită, da? A fost necinstită de un om pe nume Sihem, fiul unui domnitor local. Și când frații lui Dina au aflat ce s-a întâmplat cu sora lor, ce au făcut? Dreptate. Zice Biblia că au păcălit, au zis, noi suntem evrei, trebuie să vă tăiați împrejur. Și când oamenii aceia, în aceste zile de suferință și de așteptare, erau într-un moment vulnerabil, ce au făcut? Au intrat în cetate și au omorât toți bărbații. Și au jefuit cetatea. Așa a arătat dreptatea până când Hristos a zis, până când Dumnezeu a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte și viață pentru viață. Adică ce vrea să spună această lege? Că pedeapsa trebuie să se potrivească cu crima. Nu mai mult, nu mai puțin. Așa era până când Hristos și Dumnezeu și Duhul Sfânt au insuflat cuvântul și-a dat legea. Vestul sălbatic. De fapt, vedeți, această lege a fost dată de Dumnezeu ca să protejeze oamenii, indiferent care erau oamenii. Dacă erai o victimă, legea asta zicea, stai liniștit, o să fie consecințe corecte. Nu va scăpa cel care ți-a făcut rău ușor. Nu va fi blândă pedeapsa cu infractor.
Poate ești sărac, poate ești vulnerabil, poate ești orfan, poate ești văduvă, dar stai liniștit, Dumnezeu a spus că pedeapsa se va potrivi cu crima. Poate era infractorul. Poate într-un moment de greșeală, într-un moment de problemă, nu știu, ai făcut un lucru rău. Ei, legea asta te proteja chiar și pe tine, dacă tu ai făcut ceva greșit. Legea zicea, nu-ți putea scoate familia victimei doi ochi. Dumnezeu a zis că pedeapsa trebuie să se potrivească cu crima, nu mai mult, nu mai curut. Legea proteja comunitatea. Legea descuraja răul, legea îi descuraja pe oameni să-și caute propria lor dreptate și răzbunare. Legea zicea, ai grijă, nu te duce dincolo pentru că o să fie consecințe și consecințele au fost drepte. Ascultați-mă bine, teama de consecințe este bună. Societatea arată cum arată pentru că nu mai există teamă de consecințe. Oamenii zic, pot să fac pentru că nu o să fie consecințe. De aceea, ce zice această lege? Dumnezeu a zis să fie dreptate. Și de asemenea vreau să spun că Dumnezeu a pus această lege în mâinile autorității, nu în mâinile oamenilor. Această lege, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, este ceva ce Dumnezeu a pus să guverneze judecata civilă. Deci nu în mâna unui om, nu în mâna mea și a ta, ca și o persoană, ci în mâna autorității civile. De aceea, dacă cineva vă întreabă, ei, cum ai mai valabil, ochi pentru ochi? Întrebarea ar fi, depinde cine scoate ochiul. Pentru că atunci când Dumnezeu a dat această lege, Dumnezeu a pus-o în mâinile judecătorilor. Și vreau să vă arăt în continuare că această lege apare de 3 ori în Vechiul Testament, Exod 21, Levitic 24, Deuteronom 19 și în fiecare din aceste pasaje biblice, cei care trebuiau să aplice această lege nu erau oamenii, ci erau judecătorii. Era autoritatea. Erau oamenii pe care Dumnezeu i-a lăsat ca să cârmuiască comunitatea și să asigure că dreptatea se păstrează. Și vreau să luăm un pasaj, nu toate trei, ci doar unul singur, Exod 21 și 24, spun în felul următor, îl aveți acolo în față pe proiector. Uite ce spune primul pasaj. Și dacă se ceartă doi oameni și lovesc o femeie însărcinată, femeia asta probabil e soția unia dintre cei doi, încearcă să împace pe cei doi, să aplaneze conflictul și spune, e posibil doi oameni să ceartă și femeia asta însărcinată se bagă în ceartă asta și zice, e lovită cumva. Și zice, o fac să nască înainte de vreme. Ea naște prematur, fără altă nenorocire. Uite ce spune legea. Să fie pedepsiți cu o gloabă. Am căutat în dicționar ce înseamnă asta. Înseamnă amendă. Oamenii aceștia plăteau o penalizare pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti, atenție, după hotărârea judecătorilor. Observați cine era aici? Erau judecătorii. Judecătorii ziceau să nu fie pedeapsa prea mult, adică femeia a născut înainte de termen, dar nu o să moară omul ăsta care a cauzat lucrul ăsta. Și va fi o amendă, dar amenda era reglementată de cine? De judecător. Și merge mai departe, versetul 23. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață. Dacă copilul murea, nu exista amendă. Dădeai viață pentru viață. Nu două vieți pentru viață. Cine se asigura? Judecătorii. Și spune în continuare, versetul 24 și 25, vei da, zice, ochi pentru ochi, vei da dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Ce spune lista asta? Lista spune același lucru. Pedeapsa trebuie să fie potrivită cu crimă. Nu mai mult decât s-a făcut, nu mai puțin decât s-a făcut, ci trebuie să fie dreaptă. Acum când citim pasajul ăsta, avem impresia că judecătorii din Vechiul Testament toată ziua asta făceau. Scoteau ochi, scoteau dinți, poporul evreu era mutilat. Nici vorbă. Pentru că ei și-au dat seama foarte repede că nu puteau aplica această lege mecanic. Adică eu îți scoteam ție un dinte rău, cariat, și apoi mie mi-era scos un dinte bun. Și nu era, așa-i?
Și atunci ce au făcut ei? Și zice în continuare, versetul 26, zice, cumva dacă se întâmplă că un stăpân scoate robului său un dinte, nu se va scoate un dinte stăpânului, zice, va plăti o amendă. Și așa s-a întâmplat că în loc ca fie să se scoată un dinte, fie ca să se aplice, nu știu ce, legea în alt fel, se plătea o amendă. Și existau lucruri care puteau fi despăgubite, care puteau fi cumva compensate, însă viața nu se putea compensa. Înțelegeți ce spune Dumnezeu când zice ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Dumnezeu zice, vreau să fie în societate dreptate. Și am pus în mâinile judecătorilor această dreptate. Și legea asta spune de fapt că Dumnezeu e drept. Și caracterul lui este un caracter drept. Și el vrea ca în societate să fie dreptate și vrea ca în poporul lui să fie dreptate și de aceea și noi ca și oameni trebuie să fim de partea dreptății. Este valabilă această lege? Da, principiul ei este valabil. Cred că e ceva ce ne dorim cu toții, anume pedeapsa să se potrivească cu crimă. Pentru că o societate fără dreptate n-are cum să rămână în picioare. În momentul în care oamenii relaxează justiția, în momentul în care suntem permisivi față de rău, promovăm rău, ajutăm rău. În momentul în care infractorii au mai multe drepturi decât oamenii cinstiți, suntem pe un drum Ce-a făcut? A stat de partea dreptății? Și Iisus când a fost judecat, Biblia spune că cineva l-a pălmuit și a spus, de ce mă bați? A încercat să-l facă să gândească. E drept ceea ce faci tu sau nu-i drept? Și de aceea când suntem creștini, noi având un Dumnezeu drept, trebuie să fim de partea dreptății. De fapt, Biblia spune să ne împotrivim răului oriunde îl găsim. Și primul loc în care găsim răul este în lumea spirituală, găsim un rău absolut. Biblia zice, împotriviți-vă diavolului. Găsim rău în biserică. Pavel zice lui Timotei, învățătorii falși, trebuie să fie dați pe față. Învățătura greșită trebuie să fie scoasă la lumină. În momentul în care cineva păcătuiește împotriva altuia, în momentul în care cineva o ia pe, într-o altă direcție, trebuie să ne împotrivim, dacă vedem răul în societate, creștinii trebuie să ajute autoritățile să promoveze și să mențină dreptatea. Ce înseamnă asta concret? Dacă aveți trei oameni că bat pe unul singur, ar trebui să intervii. Dacă nu poți interveni tu, ar trebui să spui cuiva, să chem pe cineva care poate interveni, să spui autorităților. Nu putem să trecem și să ne vedem de drum, să ne facem că nu se întâmplă. Asta înseamnă că dacă ești chemat la tribunal ca martor, dacă ai văzut ceva, ar trebui să te duci și ar trebui ca să spui. Asta înseamnă că dacă există un abuz undeva, oriunde, orice fel de abuz, n-ar trebui să taci, ci ar trebui ca să spui. Asta înseamnă că nu-i interzis ca un creștin să fie polițist, să fie judecător, să fie avocat. De fapt, cred că ar trebui să ne dorim ca tot mai mulți creștini să ocupe în societate poziții cu influență. Ca să fim sarea pământului. Ca să fim lumina lumii. Ca să fim o prezență benefică în societate. Vedeți, problema nu e cu dreptatea. Dumnezeu e drept, îi de partea dreptății, la fel trebuie să fim și noi. Problema este atunci când vreau să-mi fac singur dreptate. Pentru că atunci când vreau să-mi fac singur dreptate, această dreptate nu va fi dreptate, ci va fi ce? Va fi răzbunare. Și răzbunare nu e nimic altceva decât pervertirea dreptății. Există în mine acest instinct. După dreptate, Dumnezeu e drept, eu vreau dreptate, dar când caut să-mi fac singur dreptate, de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, ajung cumva să mă răzbun.
Haideți să lămurim și problema asta cu răzbunarea. Punctul 2. Despre răzbunare. Pentru că la asta se referă aici Iisus. La o inimă răzbunătoare. La acțiunea unui om care e răzbunătoare. La asta se referă versetul 39 când spune să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Iisus recunoaște că sunt oameni răi. Și Iisus recunoaște că sunt oameni care fac rău. Și cuvântul ăsta rău înseamnă dăunător, destructiv. Există oameni care fac rău intenționat, care fac rău într-un mod repetat, poate fi o vorbă rea, poate fi o faptă rea. Cum să reacționăm, spune Iisus, să nu vă împotriviți. Ce înseamnă asta? Verbul înseamnă a sta în picioare. Verbul înseamnă a lupta, a intra în modul de luptă. Asta nu spune că autoritățile nu trebuie să caute dreptatea. De-aia l-a lăsat Dumnezeu. De-aia pus, spune Pavel în Roman 13, Dumnezeu a pus în mâna unor oameni sabia. Asta înseamnă. N-are legătură cu ce trebuie să facă autoritățile. Și are legătură cu atitudinea mea personală. Are legătură cu inima mea, are legătură cu reacțiile mele, are legătură cu reacția mea personală. Ce vrea să spun aici Iisus este, nu porni un război personal din cauza unui rău care ți s-a făcut. Faptul că cineva îți face rău, nu-ți dă dreptul să faci rău înapoi. Nu poți să faci rău în numele dreptății, pentru că nu-i dreptate, ci răzbunare. Și vedeți, ce Iisus face aici, în acest pasaj și în toate celelalte pasaje, este că Iisus aduce lumină asupra unei învățături greșite a fariseilor și a cărturarilor. Cum au răstălmăcit despre crimă, cum au răstălmăcit despre adulter, cum au răstălmăcit despre jurăminte, au răstălmăcit și aici, farisei și cărturare. Și ce ziceau farisei și cărturare? Ei ziceau, băi, dacă cineva îți face rău, trebuie să-ți faci dreptate. Singur. Dacă cineva te insultă, insultă înapoi. Dacă cineva te rănește, rănește înapoi. Dacă cineva te lovește, lovește înapoi. Întoarce răul înapoi. Ce au făcut ei? Au luat un principiu bun pe care Dumnezeu l-a dat autorității, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, adică dreptate. Au luat această lege care trebuia să limiteze răzbunarea, care trebuia să limiteze gruzimea și au pus-o în relația personală ca să promoveze răzbunarea, ca să promoveze cruzimea. Au încurcat cele două sfere ale vieții. Instanța și relațiile personale. Și vreau să vă spun ceva aici. Și dacă înțelegem lucrul ăsta, o să înțelegem multe. Un proces arată într-un anume fel și normal ca să arate așa. Că e un proces. O relație personală arată într-un anume fel. Și normal să arate așa, pentru că e o relație personală. Nu am vrea ca să aducem în relațiile personale ce se întâmplă într-un proces și nici să ducem într-un proces ce se întâmplă în relațiile personale. Și vreau să vă dau două exemple, așa știu că veți înțelege. Primul exemplu, da? Hai să ne folosim imaginația. Cum ar arăta un proces dacă am aplica regulile relației? Haideți să spunem că cineva, la un moment dat, îți face rău, nu știu, comite o infracțiune, tu ești păgubitul și se ajunge la proces. Acum, n-ai vrea ca judecătorul să se uite la vinovat și să zică, îmi pare rău că ai ajuns aici. Deci vreau să fiu bun cu tine. Și să te iert. Și dacă mai greșești încă o dată, te mai iert încă o dată. De fapt, am să te iert de 70 de ori câte 7. Cum ar fi? Asta nu-i haos. Până am venit aici ca să caut milă, eu am venit aici ca să caut ce? Să caut dreptate. Pentru că fără dreptate, societatea se prăbușește. Fără dreptate, omenirea, așa cum știm, ordinea, tot ce vedem în jurul nostru se fărâmățează. Dar să luăm celălalt caz. Dacă o relație personală ar arăta ca un proces. Să spunem că cineva îți greșește. Ai un vecin și îți spune într-o zi, măi, dă-mi unealta asta de la tine și tu îi dai. Și când îți aduce unealta, ți-o duce stricată și ți-o duce ruptă și ți-o duce zgâriată și... O stric, să mai întâmplă. Cum ar fi să mergi la el și spui, omule, uite, mi-ai dus lopata asta, văd că e ruptă, hai un pic cu mine până la tine în garaj. Alege tu o lopată
de aici, care vei tu, și o să o rup. Ca să fim corecți. Dacă am reacționat așa în relațiile personale, vedeți voi cele două sfere despre care vorbește aici Iisus? Dumnezeu vrea ca să fie dreptate în societate și a pus acest principiu în mâna judecătorilor. Dar în relațiile personale, noi nu mergem după legea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ci în relațiile personale vrem ca să dăm dovadă de ce? Vrem să dăm dovadă de iertare, de îngăduință, de răbdarea pagubei. Asta condamnă aici Iisus. Atenție, spune Iisus, că farisei și cărturarii le-au amestecat. Ce a fost dat ca să limiteze răul în societate și răzbunarea și cruzimea, e ori scos-o și a spus, ba nu, întoarce, dă o palmă. Și apoi se scuzau și ziceau, păi eu am dat a doua palmă, că el a dat prima dată, eu numai am întors-o înapoi. Și imaginați-vă voi încăpățânarea acestor oameni care erau sub romani. Și n-aveau voie să se judece singuri. Și totuși cu atâta încăpățânare căutau răzbunarea personală. De ce? Pentru că inima omului nu este iertătoare. Nu ne naștem cu o inimă iertătoare, ci ne naștem cu o inimă coruptă. O inimă care vrea să se răzbune. O inimă care vrea să întoarcă răul înapoi. O inimă care spune, tu ești judecătorul, tu ești juratul, tu ești călău. Dumnezeu e drept? El e departe dreptății și noi trebuie să fim. Răzbunarea e condamnată de Dumnezeu și noi trebuie să o condamnăm la fel. Dar cum rămâne cu mine? Cum rămâne cu echilibrul ăsta între dreptate și răzbunare? Vreau dreptate și am nevoie de dreptate. Dar dacă nu mi se face dreptate, sau dacă dreptatea care mi se face e limitată și imperfectă, ce fac? Pentru că nu vreau să mă răzbun. Atunci cum pot trăi în această lume? Vedeți, cum putem menține acest echilibru? Și acest echilibru este poate unul dintre cele mai grele echilibre pe care trebuie să le ținem în viața asta. Să fim de partea dreptății și când cineva poate a făcut ceva rău, când ți se întâmplă ceva rău, să spui, aș vrea ca să mi se facă dreptate, dar în același timp să nu devin un om răzbunător. Oare cum putem păstra acest echilibru? Cum putem fi de partea dreptății, dar să nu avem în inima noastră mânie, să nu avem amărăciune, să nu avem răutate? Cum putem? Și Iisus ne zice cum putem. Să fii un om transformat. Și este punctul 3, transformare. Și versetele astea la care acum ajungem, despre asta vorbesc. Cum arată un om care a fost transformat de Hristos? Uitați ce spune versetul 39. Ce zice Hristos? Oricui te lovește peste obrazul cel drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se ia împrumute de la tine. Iisus zice, așa arată un om care a fost transformat de Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Așa arată un om care a trecut pe la fericiri și a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Și noi am văzut treaptă cu treaptă cele 8 fericiri. Așa arată un om care s-a văzut sărac în duh. Așa arată un om care își plânge păcatul, care a devenit blând, care e flământ și însetat după neprihănire. Un om care e milostiv, un om care vrea să aibă o inimă curată, un om care vrea să caute pacea, un om care e gata să sufere pentru Hristos. Omul ăsta nu se naște așa. El devine așa atunci când Dumnezeu se atinge de inima lui și îl transformă. E un om care e gol de sine, dar plin de Hristos. E un om care știe că dacă el trăiește pentru Domnul, trăiește și dacă moare pentru Domnul, moare. Omul ăsta nu-i naiv. El știe că are drepturi. Și știe cum arată dreptatea. Dar dorința lui cea mai mare nu-i să-i se respecte dreptul și să-i se facă dreptate. Ci dorința lui cea mai mare este să semene cu Hristos. Și omul acesta are această atitudine, el e gata să sacrifice orice, dar nu relația lui cu Hristos. Despre asta vorbește aici Iisus. Și vreau să ne uităm un pic la aceste versete. Și vreau să spun încă de pe acum că o greșeală pe care era să o fac și eu pregătind acest mesaj este să luăm aceste versete și să le interpretăm mecanic, de parcă Iisus ne-ar spune acum,
Astea-s regulile. Când cineva te pălmuiește, pus obrazul drept, toarce și celălalt, nu la asta se referă Iisus. Iisus nu vrea să ne zică niște reguli. Știți cum putem să devenim? Putem deveni ca omul ăla care a primit o palmă și după ce a primit o palmă, a întors și celălalt obraz și a mai primit o palmă. Și apoi l-a bătut pe cel care îl pălmuise. Și a venit la el prietenul lui și a spus, omule, dar ce s-a întâmplat? De ce ai făcut lucrul ăsta? Și el a zis foarte sincer, mai zice, Iisus nu mi-a spus ce să fac mai departe. Întoarce obrazul, l-am întors. Ei, atât de tentant să luăm aceste versete ca pe niște reguli, să spunem, astea sunt regulile, dar vedeți, Iisus ne prezintă niște situații culturale, în spatele lor există niște principii și ce vrea să spună aici Hristos, nu că ai nevoie de încă 10 reguli în plus. Ci ce vrea să zică Hristos este că ai nevoie de transformare. Ai nevoie ca inima ta să fie reînnoită. Ai nevoie să fii un om nou și dacă ești un om nou, vei avea reacții noi. Pentru că dacă reacționezi ca și ceilalți, înseamnă că ești ca și ceilalți. Și cum recunosc dacă sunt un om nou? Ce fac atunci când sunt atacate 4 drepturi? Le aveți acolo. Demnitatea, siguranța sau securitatea, libertatea și proprietatea. O să vedeți că fiecare verset, fiecare situație, fiecare exemplu ne duc înspre un drept al nostru fundamental pe care nu-i rău că-l avem, pe care nu-i rău că-l dorim, pe care nu-i rău că-l apărăm, dar spune Mântuitorul ce vei face atunci când îți este atacat. Care va fi reacția ta? Primul drept, da? Dreptul la demnitate. Uite, despre asta vorbește versetul 39. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Iisus nu vorbește aici despre un atac violent. Iisus nu spune aici ce să faci dacă cineva vine spre tine cu o bâtă de baseball. Legea Vechiului Testament nu interzicea autoapărarea. Dacă intra un hoț peste tine în casă, există o lege în Exod, era clar ce trebuia să faci, să te aperi singur. Dumnezeu nu vrea ca să fim victime sigure. Trebuie să te aperi pe tine, trebuie să-ți aperi familia, trebuie să-i aperi pe cei dragi. Nu la asta se referă aici. Observați verbul ăsta, dacă te lovește cineva și cuvântul, verbul ăsta, a lovi, înseamnă a lovi cu mâna deschisă, nu-i vorba de un pumn, ci vorba de o palmă. Dar palma asta nu e orice fel de palmă, ci o lovitură cu dosul palmei. E o insultă grosolană. Este o insultă calculată să arate dispreț. Un sclav prefera să fie bătut cu un bici decât să fie lovit cu dosul palmei. Era înjuzitor. Era grav. Era atât de grav încât dacă cineva îți dădea cu dosul palmei, puteai să-l duci și după legea evreilor, și după legea romanilor, la tribunal și era amendat. Atât de grav era. Despre ce vorbește aici Iisus? Despre insulte. Ce faci când îți este atacată demnitatea ta, persoana ta? Și noi astăzi trăim într-o lume a insultelor. Și mi se pare că mai ales cu, nu știu, mass media, parcă e dezlegare la insulte. Oricine poate să te insulte. Din anonimat, de pe tastatura lui, de pe telefonul lui. Să te insulte pe tine, să te insulte familia, să te insulte copiii, să te insulte credința, să te insulte pentru orice. Și în lumea asta trăim o lume în care oamenii se insultă atât de ușor, se disprețuiesc unii pe alții atât de ușor, se calcă în picioare atât de ușor. Iisus zice, cum vei reacționa atunci când ești insultat? Vei insulta înapoi? Vei lovi înapoi, pentru că dacă reacționezi ca și ceilalți, ești ca și ceilalți. Zic ce zice Iisus. Nu o să-ți placă, dar de asta scrie. Întoarce și celălalt obraz. Ce înseamnă asta? Înseamnă refuză să te răzbuni. Ai fost insultat, nu insulta înapoi. Arată prin reacția ta că ești un om stăpân pe tine.
Arată că dai dovadă de autocontrol. Arată că nu ești sclavul temperamentului tău. Așa cum sunt mulți oameni în lumea aceasta care atunci când sunt insultați, insultă înapoi. Când cineva aruncă mânie, aruncă mânie înapoi. Când cineva face rău, aruncă rău înapoi. Pentru că nu suntem oameni stăpâni pe noi înșine. Arată că tu ești diferit. Un om care odată nu dă o palmă înapoi, ci întoarce obrazul, asta arată că el e stăpân pe sine. El este un om blând. Și vă amintiți ce a spus despre blândețe? Când a vorbit despre blândețe, tocmai el a spus că blândețea înseamnă a avea inima ta, care e sălbatică, să fie îmblânzită de Dumnezeu. Nu înseamnă că ești slab, nu înseamnă că ești blec, nu înseamnă că nu poți, nu înseamnă că nu știi, nu înseamnă că n-ai cuvinte, nu înseamnă că n-ai inteligență ca să arunci înapoi 10 insulte. Ai putea! Dar inima ta a fost îmblânzită de Dumnezeu. Ce înseamnă întoarce și ce alt obraz? Înseamnă arăta că nu ți-e gata să suferi. Vezi, prima palmă e o surpriză. A doua palmă e o alegere. Și eu zic atunci, dacă trebuie să sufăr, sunt gata să sufăr, nu mi-e frică să sufăr, chiar dacă asta înseamnă uneori să sufăr pe nedrept. Și oamenii care îl urmează pe Hristos n-ar trebui să aibă această teamă de suferință, chiar dacă este o suferință pe nedrept. Știți de câte ori a fost insultat Iisus? Le-am scris aici câte insulte au fost aruncate asupra lui Iisus. Știți cum l-au numit oamenii pe Iisus? Au spus că e mâncăcios, au spus că e băutor, au spus că e un prieten al păcătoșilor, au spus că e un fiu ilegitim, au spus că e posedat de cel rău, alții au zis că e nebun. Atâte insulte s-au aruncat al lui Iisus. Știți câte insulte a aruncat Iisus înapoi? Niciuna. Vreți, e una să ne căutăm dreptatea. E una să conștientizăm pe cineva că a făcut un lucru greșit. E alta ca să insultăm înapoi, să lovim înapoi. A întoarce și celălalt obraz înseamnă a avea încredere în Dumnezeu, că într-o zi Dumnezeu va îndrepta lucrurile. Și că răzbunarea nu este mâna mea, ci este mâna lui Dumnezeu, și acest Dumnezeu va aduce la judecată, zice, fiecare cuvânt nefolositor care a fost rostit. Când întorci și celălalt obraz, asta zic. Iubește-L pe Iisus mai mult decât propria ta demnitate și mai mult decât propria ta persoană. Uite următorul verset. Dreptul la siguranță, la securitate, versetul 40. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Ce zice Iisus aici este că odată vor fi momente în care vom ajunge în proces. Nu vrem, nu dorim, nu ne propunem, nu ne așteptăm, dar se întâmplă. Chiar Pavel a fost la un moment dat nevoit să zică: vreau să fiu judecat de cine? De Cezar. N-a văzut altă soluție. Și procesul ăsta pare să fie unul nedrept, pare să fie un abuz. S-ar putea ca Iisus să se refere la situația în care un creștin este acuzat pe nedrept, poate chiar din cauza credinței lui, a valorilor lui, și e un om rău care vrea să-i facă rău. Și știu că vrea să-i facă rău pentru că omul ăsta vrea să ia haina. România o expresie care zice: măi, omul ăsta vrea să-mi ia și hainele de pe mine. La evrei se putea, literalmente. Un om avea o haină și haina asta era o haină groasă, era o haină exterioară, era pătura lui. Un om avea în viața asta poate o haină sau două haine, cel mult. Haina asta era și un sac, puneai lucrurile în ea și o legai și o puneai în spate și plecai. Dar haina asta însemna și garanție. Și dacă aveai o datorie la cineva și nu puteai plăti, decât să ajungi în închisoare, spuneai: omule, îți las haina mea și o să vin cu banii. Dar legea evreilor spunea că n-aveai voie să ții haina unui om decât la asfințitul soarelui, că se făcea frig. Și ca nu cumva omul acela să moară de frig, trebuia ca să-i dai haina înapoi. Când Iisus zice când cineva vrea să-ți ia haina, se referă la un om rău care vrea să te pună în pericol. Îți ia ceva important, îți ia ceva vital, îți ia ceva fără de care ești vulnerabil. Asta vrea să spune Iisus: atentează la siguranța ta. Și Iisus vorbește despre siguranță. Și noi vrem să fim în siguranță. Și nu e o greșeală că vrem să fim în siguranță noi și familiile noastre.
Și sunt situații în care oameni răi, oameni nedrepți, oameni cu influență, oameni care poate iau ceva. Există momente în care poate ce opoziție contează mai mult decât dreptate. Cineva cumva atentează la siguranța ta. Ce poate fi haina asta? Poate haina asta pentru tine e un loc de muncă? Poate haina asta pentru tine este o poziție? Poate este un bun material? E ceva care atentează la siguranța ta. Ce zice Iisus? Frâng. Dă-i și cămașa. Dă-le pe amândouă. Ce vrea să zică Iisus aici? Și ce nu vrea să zică Iisus? Important, ce nu? Întâi. Iisus nu vrea să zică că dacă suntem dați în judecată pe nedrept, ar trebui să dăm la oamenii aceia tot ce ne cer. Imaginați-vă voi. Dacă asta ar zice Iisus. Nu vrea să spună. Dacă cineva zice, vreau să-ți iau mașină. Apoi tu să-l întrebi, nu vrei și casa mea? Și mi-am și niște teren. Asta vrea să zic, e nici vorbă. Imaginați-vă dacă s-ar afla că asta cred creștinii. Măi, creștinii cred că orice le cer, sunt obligat să-ți dea și mai mult. Ar fi coadă să fim dați în judecată. Ce vrea să zică Iisus? Să arăți prin reacția ta că nu ești legat de nimic atât de tare. Atât de tare încât să te răzbuni pentru lucrul acela. Poate fi un lucru important, poate fi ceva vital, poate fi ceva valoros, poate fi ceva de care ai nevoie cu disperare, dar arată prin reacția ta în fața nedreptății că nu ești legat de nimic atât de tare încât să fii gata să te răzbuni și să nu mai semeni cu Hristos. Dimpotrivă, ești gata să renunți la mult mai mult decât îți cere omul acela. Ce zice Iisus? Iubește-mă mai mult decât propria ta siguranță. Hai să mergem mai departe. Versetul 41. Iisus vorbește despre libertate. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Se referă la această muncă forțată pe care soldații romani o puteau impune asupra cetățenilor obișnuiți. Un soldat roman putea să cheme un evreu să zică, auzi, du-mi bagajul sau du-mi armele și putea să-l forțeze să ducă o milă, 1000 de pași. Evreul mergea 1000 de pași, că n-avea ce să facă, era obligat. Știți de unde a venit obiceiul ăsta? De la poporul persan. Când regele dădea un mesaj, îl punea în mâna unui mesager regal și mesagerul ăla regal putea să oprească orice persoană și să zică, am nevoie să mă ajuți să duc acest mesaj. Putea să ia calul cuiva, putea să oprească o barcă, putea să oprească o corabie mare, putea să se urce într-o corabie și să zică, corabia asta merge într-o altă direcție, pentru că acolo regele vrea să ducă un mesaj și voi trebuie să veniți cu mine. Noi nu mai avem un termen de comparație în lumea asta. M-am tot gândit la un termen de comparație. Cel mai bun ar fi, imaginează-ți că mergi, nu știu, îți vezi de drumul tău pe autostradă, pe drum și dintr-o dată vezi sirenele în spatele mașinii tale, te oprește poliția, îți trage pe dreapta, spune unde mergi, tu spui, domnule, merg acasă sau merg la lucru și polițistul ți-ar spune, nu mergi acasă, nu mergi la lucru, iei pachetul ăsta și îl duci la Cluj. Asta însemna. Și trebuie să faci lucrul ăsta. E ce s-a întâmplat lui Simon din Cirena. Vă amintiți când Iisus cade sub cruce? Biblia spune că au văzut romanii pe un om care venea de la câmp și l-au obligat să ducă crucea lui Hristos până pe deal. Asta se întâmpla. Despre asta vorbește aici Iisus. Iisus vorbește despre libertate și era un lucru respingător când au auzit evrei. Cum adică noi care suntem robi să mai ducem nu doar o milă, ci să ducem 2000, să ne amintim, să ducem armele celor care ne asupresc. Dumnezeu ne-a creat liberi și vrem să fim liberi. Și e bine că vrem să fim liberi. Dar ce vei face când oamenii nu-ți respectă libertatea? Ce vei face când oamenii nu-ți respectă programul? Ce o să faci când oamenii vor să abuzeze de tine, de bunătatea ta, de timpul tău? Cum vei răspunde? Vei refuza? Vei accepta de așa ca o mărăciune? Măi, mai merge 1000 de pași, dar fiecare pas cu greutate așa. Despre asta vorbește aici Iisus. E bine că ești liber, e bine că ai dreptul la libertate, dar ce vei face când oamenii nu-ți vor respecta libertatea ta? Vă spun ce spune aici Iisus. Mergi 2000. Ce înseamnă asta? Înseamnă prin reacția ta arată că tu aparții unei alte împărății.
Imaginați-vă un soldat roman care oprește un creștin și spune, vii cu mine o milă. Și după ce merge cu el o milă, creștinul zice, auzi, pot să mai duc încă o milă. Prima milă o dus-o din obligație, omul avea sabia, era clar. A doua milă e o alegere, ca a doua palmă. Practic omul ăsta, știi ce declară prin a doua milă creștinul? Eu nu lupt cu tine. Și împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și n-am cu tine niciun fel de luptă, eu aparțin în unei alte lumi. Reacția ta trebuie să arate altceva. Știi ce înseamnă a doua milă? A doua milă cred că înseamnă uneori, poate fi aplicat la slujire. Dumnezeu ne cheamă la o viață de slujire. Și slujirea nu înseamnă a face uneori ce vrei tu, ci înseamnă a face uneori ce au nevoie alții să facă. Și Hristos la asta ne cheamă. La sluji. La a ne da din libertatea noastră, din timpul nostru și a face tot ceea ce facem cu bucurie, ca pentru Domnul, cu zâmbetul pe buze, nu cu o inimă morocănoasă și supărată, iară eu, iarăși noi, iară. Iubește-L pe Iisus mai mult decât libertatea ta. Dar de asemenea mai spune Hristos ceva despre proprietate. Fiți atenți, ultimul verset. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Din nou, ceea ce spune aici Iisus nu trebuie interpretat literalmente ca o regulă universală, adică doar pentru că cineva îți cere ceva, n-ar trebui ca să-i dai cuiva doar pentru că vine să-ți cere ceva. Dacă noi creștinii am crede asta și s-ar afla că noi asta credem, păi ar fi în fața caselor noastre rânduri întregi de oameni care se ne ceară. Primul ar fi vecinul tău. Și spune, el știe că se apropie mașina și vor fi plătite ratele. Merg să-i cer mașina. La asta se referă? Nu. Și Domnul de știu cum la asta se referă? Că Dumnezeu nu ne cere să dăm fără discernământ, nici măcar Dumnezeu nu dă tuturor tot ce cer. Așa e? De fapt, câteodată a da cuiva ce-ți cere, poate fi rău. Pavel spune celor din Tesalonic, pe oamenii ăștia să nu-i ajutați că-s leneși. Și dacă le dați, încurajați ce? Lenia. Există momente în care dacă dai, încurajezi păcatul, încurajezi o situație, încurajezi un rău. La ce se referă aici Iisus? Iisus se referă la oamenii în nevoie. În vremea lui Iisus erau foarte mulți oameni săraci, erau foarte mulți cerșetori. Nu existau organizații care să aibă grijă de oamenii aceștia. Multe erau femei văduve, mulți erau copii orfani, oameni care trăiau la limita existenței, oameni care trebuiau ajutați dacă nu mureau de pe o zi pe alta. Vechiul Testament spunea, ajută văduva, ajută orfanul, ajută pe străin, ajută pe cel sărac. Și de-aia spune Hristos, celui ce-ți cere, adică omul care e cu adevărat într-o nevoie, la limita, într-o situație limită și vine să-ți ceară, dă-i! Dar poate e cineva care nu era limita existenței, poate e cineva care are nevoie, vedeți ce scrie acolo, de un împrumut. Existau oameni care efectiv aveau nevoie de un mic ajutor. Omule, ajută-mă acum până săptămâna viitoare pentru că era într-o situație critică. N-am mâncare, dar îți dau bani înapoi peste o săptămână sau peste un an. Și erau unii evrei care refuzau să împrumute. De ce? Știți de ce? Din principalul motiv că aveau o lege numită iertarea datoriilor. În anul veseliei se iertau datoriile. Și când vedea că se apropie anul veseliei, erau unii care ziceau, măi, aș da, dar se apropie anul veseliei și iertate toate datoriile. Și Biblia zice, Deuteronom 15, când vine cel nevoiaș și cere și într-o situație limită, nu cumva să zici în inima ta, o, se apropie anul veseliei și omul ăsta nu o să-mi dea înapoi, că Dumnezeu vede inima ta. De aceea Dumnezeu îi spune să-i tai în acel moment, ca să-l scapi de la foame, de la moarte, din situația limită. Altfel zicea acolo, în Deuteronom 15, e un păcat. La ce vrea să ne spună aici Iisus? Iisus vorbește despre proprietatea noastră. Tu ai lucruri, am lucruri, avem lucruri, ai casă, ai bani, ai un loc de muncă. Dar în lumea aceasta există și multă suferință, există și multe probleme, există și multe locuri în care putem ajuta. Ce reacție vom avea în acele momente? Am fi zgârciți? O să punem mâna la ochi, să ne facem că nu există? O să întoarcem spatele? Ce vom face? Sau vom avea o inimă generoasă? Despre asta vorbește aici Iisus.
Sau vom fi o mână întinsă și vei da o bucată de pâine, vei da un loc de muncă, vei da un ajutor. Ascultă-mă, atitudinea ta și a mea față de bani și față de posesiuni arată dacă sunt spiritual din punct de vedere sănătos sau nu. Iisus zice, iubește-mă mai mult decât posesiunile tale. E dreptul tău să le ai. Dar în același timp, iubește-mă mai mult decât orice. Vedeți, nu e ușor să vorbim despre dreptate, despre răzbunare, despre cum putem păstra acest echilibru. Și poate ești aici în această dimineață și poate nu ți s-a făcut dreptate. Și te gândești, Doamne, cum aș putea să mai trăiesc în continuare? Am în inima mea mânie, am în inima mea amărăciune, am în inima mea gânduri de răzbunare. Cum pot, Doamne, să trăiesc în lumea asta? Poate ești aici și ți s-a făcut dreptate, dar în inima ta încă e un gând a răzbunării, sunt acele gânduri a dezamăgirii. Cum a putut să spună, cum a putut să facă și inima ta e tot în starea aia. Știi care e secretul, spune Iisus? Lasă-L pe Dumnezeu să-ți transforme inima. Problema e cu inima. În inima mea există acolo o pornire de a întoarce rău pentru rău. De a întoarce insultă pentru insultă, de a întoarce furt pentru furt, abuz pentru abuz, de a întoarce palmă pentru palmă. Și nimeni nu va putea scoate din inima ta răul care e acolo decât dacă Dumnezeu îți transformă inima. Și despre asta e vorba. Cum e Dumnezeu? Dumnezeu e drept. Noi trebuie să fim de partea dreptății. Când îți cauți dreptatea, ajungi să te răzbuni. Dar cea mai bună cale este să ai o inimă transformată și să spui, Doamne, în situația asta ajută-mă să văd cum te pot arăta pe tine. Cineva m-a insultat, cineva m-a furat, cineva m-a rănit, cineva mi-a făcut un lucru rău, luminează-mi, Doamne, ce înseamnă pentru mine acum să întorc și celălalt obraz, să mai merg în comilă, să-i dau și haina. Luminează-mă, Doamne, cum pot fi o mână întinsă. Și o să vedem duminica viitoare în următorul pasaj că Biblia spune nu doar că nu trebuie să întoarcem rău pentru rău, ci trebuie să întoarcem pentru rău bine. Nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine. Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să cântăm.